Hai să explicăm un pic ce e ventiloconvectorul, pentru că nu e foarte des folosit într-o casă. Da. Ventiloconvectorul e un radiator de mașină la care noi aducem apă caldă sau apă rece și prin care un ventilator suflă aerul din interiorul camerei, bagă prin radiatorul ăsta și scoate în partea de sus, astfel încălzind sau răcind aerul interior și recirculând deci aerul doar cu, de fără aport de aer proaspăt, ci doar cu recirculare. Și de obicei, ventiloconvectorul se pun în parduseli sau pe tavan. Da. Popular vorbind, e un fel de aer condiționat mai puternic, mai bengos, mai ish. Deci avem variantele care se pun în parduseală la nivelul parchetului, lungi, scumpe, față de celelalte. Poate să fie o soluție când ai geamuri imense, încălzirea sau răcirea în parduseală nu-ți fac fața acolo și ai avea nevoie de ceva, dar asta și în funcție de dacă ai perdele acolo, dacă n-ai perdele, trebuie să vezi dacă poți să le faci să funcționeze. Variantele care sunt fără ventilator le folosim din când în când, dar ele au o capacitate termică foarte mică și un cost tot așa mare și de obicei nu merită chiar și nu se folosește chiar la casă sau se folosește în zone cu vitraj mare sau la clădiri de birouri mai de mult. De clădiri de birouri. Cele de tavan se ascunse în caseta, în caseta de tavan. Ventiloconvectoare foarte des întâlnit la hoteluri. Pentru cei care călătoresc mult, le vedeți la hoteluri, sunt cumva la, în holul de intrare, e un standardizat formatul, de obicei la holul de intrare și acolo se face cald sau rece. Da. Și cele care sunt pe perete, fie că sunt castrate în gips carton, alea sunt un pic mai frumoase, cele care sunt exterior e un dita mai da, ca carcasă din plastic, care și sună când bate tare ventilatorul. Acolo avem probleme de ce facem cu condensul, cum le scoatem. Pot să fie și cele cu aport de aer proaspăt dacă le pui sub geam, perete exterior, dar înseamnă că la că îți strici foarte tare fațadele și nu ai un, schimb termic cum ai avea la schimbătorul de căldură a sistemului de ventilație, ci ai aerul rece din exterior care intră direct și tu consumi energie ca să încălzești acolo local. Dar există variantele alea la case, cum spuneai, foarte rar la birouri, la clădiri mari, dar avem probleme de zgomot acolo și probabil și un pic de disconfort din cauza că face schimbul. Aerul îl circulă foarte tare, așa că nici în birou nu cred că cei care stau acolo în birou e confortabil pentru ei. Sper că ți este util acest material video foarte scurt ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții pentru a putea construi mai bine.